Pentru mine, cel mai important lucru din piața universității a fost atmosfera. N-am întâlnit toată viața și probabil că nu o să mai întâlnesc niciodată o atmosferă proprie pieții universității din primele ore ale înființării ei. Știți că a fost generată de alegerile care au fost făcute în Duminica Orbului, cred că 1 iunie era, când, conform antecedentelor, dacă vreți, au fost răstălmăcite toate rezultatele alegerilor și acum poate că o să fiu nedrept, dar o să spun totuși că o sumedenie de oameni, după părerea mea cel puțin, foarte puțin iletrați, majoritatea cu un nivel de intelectualitate destul de ridicat, s-au adunat destul de spontan, după mine unul, în piața universității, încercând să protesteze împotriva alegerii ticălosului de Iliescu și a partidului condus de el la guvernare. Se pare că inițiativa a aparținut unui oarecare munteanu. Un student, cred că era filologie, la cărui traseu ulterior a fost foarte misterios, fiindcă după câțiva ani s-a aflat că acest munteanu este un mare om de afaceri. Ce a avut chestia asta cu inițiativa din piața universității, eu nu știu. În piața universității au fost foarte multe discursuri ale multor oameni de dreapta. La un moment dat, toată lumea se strânsese, sau în primele zile, toată lumea erau în preajma balconului universității, unde ascultam discursurile și protestam de o manieră oarecum bizară, și anume, de exemplu, scoțând cheile din buzunar și zângănindu-le. Ori vă închipuiți că zângănitul cheilor la 1000 de oameni face ceva zgomot. O altă trăsătură, aceea a aplauzelor cu care erau excluși din masa aceasta de oameni, a celor care nu erau de părerea majorității, prin aplauze. Adică? Adică se afla că într-un anumit loc era un cetățean sau doi care erau împotriva celor ce se discutau de la balcon sau în arealul respectiv. Și atunci cetățeanul respectiv era condus în afara perimetrului cu aplauze. Nu știu dacă înțelegeți. Toată lumea aplauda, afară de cei care erau împotriva celor ce se gândea de către oameni din piața universității. Și atunci erau aplaudați până când ieșeau afară din... Vă imaginați că stăpânirea a trimis acolo o sumedenie de foști securiști, de tot soiul de oameni care să încurce lucrurile acestea care nu conveneau lui Iliescu personal și guvernului în general. O altă particularitate era hârtiuța pe care scria Golan, purtată de majoritatea oamenilor. Hârtiuță care a fost purtată și de ambasadorul țării noastre la Paris,
paleologul, care, bineînțeles, din cauza asta a fost revocat imediat. Ce aș putea să vă mai spun, nu știu, dar încă o dată accentuez atmosfera asta formidabilă de apropiere între oameni pe care n-am văzut-o și nu o s-o mai văd. Sau nu o s-o mai simt, dacă vreți. Spre sfârșitul perioadei, lucrurile s-au mai diluat. Adică mergeam în piața universității, dar nu mai eram sub balcon, ci eram, stăteam, de exemplu, pe zidul ăla care se face de la, de la intercontinental pe margine, dacă vă amintiți. Da. Așa, acolo stăteam foarte mulți. Au fost foarte mulți muzicieni. Unii, eu nu mi-aduc aminte de nume, dar au fost foarte mulți consacrați. Mi-aduc aminte de unul din Maramureș, care a făcut vâlvă. Foarte mulți oameni au vorbit de la balconul pieții universității. Este tot ce mi-aduc aminte. Poate că, dacă îmi puneți întrebări, o să mai descoper în amintirea mea de acum 20 de ani încă niște amănunte care... Vă mai aduceți aminte cine a vorbit? Nu. Dar, în orice caz, erau majoritatea de dreapta, sau toți erau de dreapta, foarte mulți corifei de la țărăniști și de la liberali și se discuta la ora aceea, de exemplu, că Vadim Tudor este creația lui Iliescu și a lui Roman. Fiindcă dintr-un trepăduș de gazetar a devenit președintele Partidului România Mare, creat special, și a ziarului România Mare, creat de asemenea special pentru boicotarea zonei de dreapta, adică a lui Coposu, a lui Rațiu, a lui imbecilul ăsta care la liberal, spuneți-mi numele, mă rog, poate că n-are importanță, este de la Ploiești. Mircea Ionescu Quintus. Da, Quintus. Este. Și el era printre cei care oponeau o greșeală de tipar. Opuneau foarte multă rezistență la partidul lui Iliescu. Dar, pentru mine, dumneavoastră care vreți să faceți un fel de documentar, ar fi foarte important să citiți presa vremii. Trebuie să existe undeva, și dacă eu mi-aduc aminte bine, Academia Română primește câte un exemplar din fiecare publicație a țării aceștia. Acolo, știu eu, la televiziune, undeva, trebuie să găsiți culoarea locală a perioadei de la 1 la 12 iunie în piața universității. Dar am ce ziare citați? Dreptatea, România Liberă, asta era... Clar. Poftim? Zic clar România Liberă. Da, da. Da. Încă de pe atunci Băcanu, Petre Băcanu, a fost un director de ziar care nu s-a supus dominației pseudo-comuniste a lui Iliescu. Dumneavoastră mergeați în fiecare zi în perioada aceasta? Mergeați în fiecare zi? În fiecare zi după ora 5, de la 5 până la 7 și jumătate, 8, acolo. Eram în piața universității. V-am spus, sau acolo, imediat în preajma, iartă-mă, am schimbat poziția, preajma balconului, la început, și pe urmă stăteam pe zidul ăla de la
întâmplător a fost o vreme foarte frumoasă. Așa, cât a favorizat. E foarte greu să apreciez, însă cred că erau cel puțin 2-3 mii de persoane acolo. Se încingeau ore, se cânta și se ascultau. Constantinescu a vorbit la un moment dat. Dar era poliție? Poftim? Era poliție? De jur împrejur. Nu era în perimetrul respectiv, nu era. Tot așa, la marginea perimetrului, stăpânirea a deschis niște corturi în care se frigeau mititei și se vindea alcool, vrând să se acrediteze ideea că o seamă de golani ticăloși fac răzmeriță. Și ei au reușit să convingă, în special provincia, de acest fapt. Că acolo erau o serie întreagă de ticăloși care manifestau împotriva guvernului. Iliescu nu avea ce face, în sensul că nu putea scoate armata, nici poliția, care ar fi, în concepția oamenilor, ar fi procedat brutal. Lăsând la o parte faptul că nici nu erau încă siguri de loialitatea armatei. Și atunci au apelat la minieri și la ticălosul ăla de Cosma. Când ați plecat, când ați plecat din piață? Din piață am plecat în ziua de 12 iunie, fiindcă în ziua de 13, când a început de altfel toată istoria, eram la Mangalia. Am fost cazați la un, ceea ce vă spun este, ca să explic cum am aflat despre treaba asta, erau niște cămini de nefamiliști ale unei organizații de construcții din Constanța și acolo trebuia să facem un sejur la mare. Am sosit în 13, soția mea era la etaj și eu am coborât la subsol unde era un aparat de televiziune. Și mergând acolo, am văzut niște scene din piața universității cu minieri. Îmi aduc aminte că am urcat imediat și am adus și pe soția mea jos și amândoi am urmărit la televizor acțiunea minierilor în piața universității. Pe 12, când ați plecat, știați că o să vină mineri? Nu, ferească Dumnezeu, nici măcar nu se vorbea. Nici nu se gândea. Absolut deloc. Deci n-ați auzit nimic? Deci... Ferească Dumnezeu, nimic, absolut nimic. Pentru mine a fost o surpriză de neimaginat când am văzut pe oamenii aceia boiți de noroi care băteau oameni așa. Altcumva, dacă nu plecam la mare, eram acolo. Nimeni nu s-a așteptat la istoria cu minieri. Ați avut adică ați avut în zilele acelea impulsul să vă întoarceți în București? Nu. Nu. Nu, n-am avut pentru că ne-am dat seama că totul este pierdut. Nu mai avea rost. După această represiune sângeroasă. Ce vi se pare că a schimbat evenimentul ăsta din zilele astea, la nivel de mentalitate politică? Întrebarea poate avea mai multe înțelesuri. În sensul că
regim a reușit să impună oamenii care să alcătuiască această lume politică, care a fost la baza actualei lumi politice. Deci, politicienii de atunci erau foștii membri ai Marii Adunări Naționale de înainte de decembrie 89. Cu foarte puține inserții de la liberali și de la țărăniști, care nu aveau nici resurse, nu aveau nici posibilități. Adică trebuie să vă dați seama că în timpul regimului comunist, marea majoritate a elitei acestei țări a fost distrus. Prin urmare, nu se mai găseau decât cei care fuseseră în politică înainte de decembrie 89 și care au făcut politica mai departe. Adică tot ce s-a întâmplat în perioada guvernării Iliescu este o chestie pseudo-comunistă care a avut, știu eu, culmea în perioada 2000-2004, când la ex-rocul ăsta de Năstase a preluat guvernarea. Până când a fost Mineriada, punctele de vamă nu puteau face față transporturilor de obiecte, alimente, cazarmament, tot ce vreți, obținut de țările din apus pentru români. Bineînțeles că s-a predat foarte mult, dar foarte mult a ajuns și la populație. Dar nu asta mă interesează. Mă interesează faptul că după aducerea minierilor, n-a mai fost nici măcar un camion care să aducă ceva în țară. În așa hal am decăzut ca nivel, ca țară, ca tot ce vreți, în fața vestului. După mine, unul cel puțin, toată perioada asta de 20 de ani a fost un jaf formidabil împotriva poporului român. În folosul unei minorități care și-a făcut legi și care continuă să-și facă legi, chit că aceste legi uneori au durată de 2-3 ore sau 2-3 zile, sau niște pensii care, după ce au fost, au luat pensia persoana respectivă, nu mai este lege, și așa mai departe. Vedeți că m-am lipsit și eu cu... Când v-ați întors de la Mangalia? De la Mangalia după 12 zile care erau. Adică 25-26. Uh-huh. Și am urmărit, bineînțeles, la televiziune ce se putea urmări și ceea ce ni se dădea în toate evenimentele de la București. Da, unde pe TVR se dădeau evenimente? Da, 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 da. Păi așa am văzut. Uh-huh. Și care era atitudinea televiziunii? Adică ce spunea TVR-ul referitor la intervenția minerii? TVR-ul era pentru regim. Dar nu putea să nu filmeze represiunea în sine, adică bătăile. Că de fapt asta a fost. Oamenii au fost bătuți. Pentru asta au fost aduși. Dacă se ajunge până acolo încât s-au fabricat bâte pentru minieri, nu știu de unde, de la Craiova sau nu știu de pe unde, li s-au dat, au fost înzestrați minierii cu bâte. De unde știi asta? Poftim? De unde ai informația asta? Nu înțeleg. De unde știi asta? Nu sunt în stare să spun. Dar e o chestie care am aflat-o, adică vă închipuiți că se vorbea. Da.
gura poporului nu poate fi astupată. Dar când ați ajuns înapoi, cum era piața universității? A, nu, dispăruse complet tot. Adică era absolut normal. Fără niciun fel de reminiscențe ale celor ce s-a întâmplat între 1 și 12 iunie. Ați avut prieteni sau cunoștințe care au fost bătute în zilele alea? Da. Pardon. Mă scuzați. Fiul lui Vicky Maxim, de exemplu, este unul dintre cei care au fost maltratați și, mă rog. Da? Da. Dar au fost mulți care au avut de suferit. Eu nu prea am foarte multe cunoștințe de vârsta celor care ar fi fost molestați acolo. Și atunci am și foarte puține cunoștințe în București. Noi am venit la București în 84 și multă vreme, dintre 84 și 89, am fost plecați din București, așa încât suntem adoptați. Nu avem legături decât cu oameni care au venit la București. Din altă parte. Da, câți ani aveați în momentul în care... Atunci, în 90? În 90, 67, cred, nu? Din 87, dacă scădeți 20, cam atât ajunge, nu? Mm-hmm. Și cum, dar cum ați aflat de piața universității? Adică cum ați mers acolo prima dată? Cum să spun, vocea care se transmite. Așa cum am aflat, de exemplu, de răzmerița din decembrie 89, când am fost la o farmacie de pe Calea Victoriei și am văzut niște coloane imense care se îndreptau către piața Victoriei și am venit acasă și am luat-o pe Ligia și am mers amândoi și am văzut ce se întâmplă. Așa am aflat și aici, din gură în gură. Și eram și foarte, adică în legătură cu o serie întreagă de persoane care circulau foarte mult, deși noi nu circulam, în București vorbesc. Aveam un prieten foarte bun care s-a prăpădit prin anul 2000. Și care circula foarte mult și care era oarecum introdus, era profesor universitar și care a făcut primul dicționar suedez-român și el circula și el ne-a vorbit despre ce se întâmplă în piața universității, așa încât imediat am cuplat și am mers acolo. Există vreun slogan din zilele acelea care v-a rămas în minte? Noi de aici nu plecăm acasă până când vom avea libertatea noastră. Ceea ce mi-amintesc. Și care era vârsta oamenilor care se adunau în piață? Dragă, erau de la foarte tineri, adică studenți, până la oameni de vârsta a treia, 60-70. Erau foarte divers. Foarte, foarte diverse vârsta, știi? Adică erau absolut de toate vârstele. V-am spus însă că eu apreciez că erau cu o anumită, un anumit nivel intelectual. Destul de ridicat, zic eu. Și care puteau pricepe ce se vorbea acolo, ce se discuta acolo. Și care, bineînțeles, nu erau de stânga. Firesc, nu. Care credeți că a fost, până la urmă, cel mai mare rău pe care l-a făcut evenimentul ăsta? Cel mai mare rău sunt două.
de fapt. Una este brutalitatea cu care au fost bătuți oamenii care n-aveau niciun fel de vină. Toată manifestarea a fost complet pașnică, fără niciun fel de vulgaritate sau de violență. Și al doilea, fantasticul rău internațional care ne s-a făcut. După părerea mea, astea sunt cele două. Da, persoanele pe care le știai tu în străinătate pe vremea aia, Miluca, te întrebau despre Mineriada? Poftim? Persoanele pe care le știați voi din străinătate vă întrebau despre Mineriada? Da, da. Adică ce se știa tot, nu... Nu se mai putea deja... Intrasem pe filiere internațională, nu se mai putea ascunde nimic. Și care era percepția lor, vă mai aduceți aminte? A cui? A celor din străinătate cu care mai comunicați. De totală uluială. Erau uluiți că în secolul 20 se mai putea întâmpla asemenea chestii. Mult după aceea a fost Tiananmenul în China. Da, acolo a fost armata care a făcut-o. Aici au fost minieri. Și nu uitați că de la această primă mineriadă au mai fost încă vreo 5-6. Ultima nici nu mai știu când a fost. 96, 97... 98. 98, parcă da, ultima. Poftim? 98. Sau 98, nu mai țin minte. Când a fost... Când au venit spre București. Da, când au fost la Cozia și... Au... Și crezi că există o legătură între prima și celelalte? Păi era același conducător. Dar crezi că de data asta mai era susținut? Da, Miron Cosma. Dar mai era susținut, crezi? De... Da, nu cred. El a fost și la împăciuirea aia de la Cozia. El a reprezentat mineritul și mineriada. Au fost două ieșiri ale minierilor. Una s-a soldat cu, au trimis armata și împotriva lor de asta dată. Și minierii au bătut, i-au snopit pe militari. Și a doua, când au fost un conducător militar mai deștept și i-a trimis acasă pe minieri, dar voiau să facă ordine în țară. Credeți că s-ar mai putea crea un tip de solidaritate de genul celei care s-a creat atunci? Eu nu cred. Dar ceea ce am văzut și am simțit atunci a fost cu totul și cu totul deosebit și mi se pare mie ceva așa de cald și de frumos și de... Era foarte multă lume și se împingeau. În loc să auzi du-te dracului, auzeai vă rog să mă iertați, dar vă rog, dar poftiți, dar nu se mai întâmplă așa ceva. De ce credeți că nu? Nu știu să spun. Nu știu. Cum nu știu să spun care a fost mobilul acestei atmosfere din piața universității. În felul ăsta. Sau ce și cum s-a creat această atmosferă acolo. Nu știu. Și nu pot explica. Ce a schimbat în dumneavoastră? Adică ați simțit că ceva s-a schimbat în dumneavoastră în urma zilelor ălora în care ați stat acolo? Va modifica ceva? Poate da, poate nu.
Vedeți, eu provin dintr-un mediu în care un mediu care era destul de închis, lumea șantierelor este destul de închisă. Și în această lume a șantierelor există foarte multă solidaritate. Și există această, poate nu integral, dar există această relație de, hai să zicem, bună vecinătate. Așa încât în această atmosferă a pieței universității am regăsit cumva atmosfera din o colonie de șantier. Așa încât n-aș putea spune sub aspectul acesta că m-a schimbat. Nu. Dar am resimțit o asemenea, hai să zicem, mulțumire că există încă solidaritate între oameni. Da, la nivelul implicării civice ați simțit că se creează atunci ceva puternic? Nu. Adică era o mică minoritate într-o mare de foști. Așa încât să fie clar, nu vedeam deloc utilitatea existenței pieții universității, decât faptul că stăpânirea nu știa cum să o anihileze, atât pentru că era o, știu eu, o insultă ca în piața universității, piața principală a Bucureștiului, a capitalei țării, să existe un nucleu de 4-5 mii de oameni care stăteau acolo. Pe de o parte și pe de altă parte nu le convenea deloc, fiindcă erau anti. Dar nu era o utilitate mai degrabă simbolică, un gest simbolic? Poate că se poate vorbi și așa. Dar, în orice caz, nu putea fi util. Adică nu putea avea o utilitate. Erau prea puțini față de foarte mulți. Dar tu ce sperai? Adică voi ce sperați? Cum mergeați acolo? Sau pentru ce? Care credeai că va fi? Cred că atmosfera era cea care ne aducea. Și mai puțin folosul care l-ar putut aduce. Încă erai conștient că 4-5 mii de oameni în raport cu mulțimea exterioară. Deci, practic, oamenii se așteptau cumva la un moment dat să se termine, dar nu într-o manieră, nu. Dar nu întrevedeam nici terminarea. V-am spus că spre sfârșit, spre 12, începuse să se cam dilueze. Ca și coeziune, ca și număr de participanți, ca și interes față de ce spuneau ăia la balcon, da, exista și cât a existat ne-am dus. Fără a gândi într-o utilitate ulterioară. Adică nu credeați în posibilitatea reală a unei schimbări sau a reluării alegerilor sau ceva de genul? Era un protest care nu-l puteai să reliniori, dar nu putea să aducă după el. Nu uitați că la vremea aceea Iliescu era pe cai mari. Începuse deja propaganda înapoierii pământurilor la țărani care i-au adus lui Iliescu popularitatea ulterioară. Dar și atunci Iliescu ăsta a fost, după mine, o catastrofă pentru țara asta. Una dintre, ca să o iau cu cea mai... Ăsta nu știu dacă știți că a făcut hidrotehnică la Moscova, că a fost șeful grupului de români de la Moscova,
care n-a făcut meserie nici măcar o singură zi, fiindcă de acolo a fost teleportat la București în chip de reprezentant al tineretului. Una dintre faptele de arme ale acestui individ este urmările pentru studențimea timiroșăreană a Revoluției de la Budapesta în 56, când datorită lui Iliescu, foarte mulți studenți au fost închiși, nu au mai fost primiți în facultate și așa mai încolo. În Timișoara. Pe urmă, Ceaușescu l-a considerat pe individul ăsta ca fiind specialist în hidro. N-a, încă o dată subliniez, n-a lucrat nici măcar o singură zi în meseria lui. Dar Ceaușescu îl considera pe ăsta ca un hidrotehnist. Drept pentru care a avut niște reacții foarte neplăcute în execuția unor lucrări hidroenergetice. Și din cauza lui nu s-a mai făcut, sau era să nu se mai facă Argeșul Aval, sau după Ceaușescu, când s-a pus problema în 90 ca canal Dunăre, Marea Neagră, București, Dunăre, să nu se mai continuă, a fost tot decizia imbecilului ăsta, fiindcă, de ce spun că era imbecil, pentru că atunci când s-a făcut socoteala cât va costa așa zis, punere în siguranță a lucrărilor și cât ar costa continuarea lucrărilor, suma era sensibil egală de 3 miliarde. Și din cauza lui Iliescu, care era împotriva acestui lucrări, s-a oprit. Urmare. Nu mai există aproape nimic din tot utilajul care a fost achiziționat pentru această lucrare. Pe de o parte. Pe de altă parte, dacă această lucrare mergea, tot ce s-a desființat pe urmă ca minerit și minierii care au fost pensionați puteau să meargă aici, la acest canal, și să lucreze, înlocuind armata, care bineînțeles că nu mai putea lucra. Și atunci cu ce ne-am ales? Cu o lucrare neterminată și cu 3 miliarde cheltuiți, cu o sumedenie de pensionari, care puteau fi folosiți foarte bine în această lucrare. Dar acum se bat cu capul de toți pereții că avem 5 milioane de pensionari. Cum dracu să nu avem, dacă începând de la minieri și terminând cu comandori, au fost pensionați la 40 de ani. Și acum bineînțeles că este pentru stat un balast îngrozitor acest 5 milioane de pensionari, care bineînțeles că nu au stat degeaba. Și-au mai făcut și alte lucruri, dar banii de la stat, și nu puțin, nu uitați că și minierii și militarii, de exemplu, au pensii speciale. Care a fost prima reacție pe care ați avut-o când ați deschis televizorul și ați văzut ce se întâmpla? Stupefacții. De-a dreptul stupefacții. Nu mi-aș fi imaginat niciodată așa ceva. Nu intră nici în caracteristicile poporului român o asemenea bravadă, o asemenea acțiune. Ați văzut ceva filme? Da, da, da. Nu mai e nevoie să mai descriu nimic. Să descriu singure.
fost, o trăim și pe asta. Credeți că, care ar fi efectele pe care le vedeți astăzi? Poftim? Efectele acelui eveniment pe care le detectați astăzi. Dacă există. Da. Cred că încă străinătatea ne judecă ne uitând această acțiune. Și la nivel de mental colectiv? Cred că ar putea fi vorba despre, nu știu cum să o denumesc, un rău care l-ar avea corp omenesc și ai vrea să scap de el. Nu știu dacă sunt destul de clar. Adică, dacă ai un furuncul, vrei să fie operat. E, asta ar trebui să facem și noi, dar nu știu dacă putem. Această atitudine față de ceilalți oameni. Cum au putut minierii aceia să facă ce au făcut? Mi-a pus și întrebarea asta. Că nu erau numai sub influența alcoolului. Că la un moment dat s-a justificat toată istoria prin alcool, dar nu e adevărat. Că a fost și alcool de acord. Cum a putut armata să îi hrănească și să îi îmbrace? Asta au făcut. Noaptea au fost cazați la unitățile militare, care le-a dat și salopete. Securitatea le-a indicat casele fruntașilor țărăniști liberali, precum și sediile partidelor. Celor două partide, poftim? Zic partidelor, asta am zis. Nu înțeleg. Zic partidelor, asta am zis. Da. Că, de exemplu, tot minierii au descoperit tiparnițe de bani la Partidul Țărănist. Au fost la Rațiu, au fost la Coposul. Da. Au fost în Parlament, conduși de formidabilul general Ticălos. Ce? Ți-a fost foarte caragios la un moment dat. Miron Cozma arestat și judecat pentru ce a făcut, nu el, ci oamenii cu care a venit, iar onorabilul domnul Iliescu n-a avut niciun fel de repercusiune. Aceeași poveste cu cei doi generali. Asta face parte din altă acțiune, aceea revoluției din decembrie. Cei doi generali, Chițac și Stănculescu, au acționat altcumva decât ar fi trebuit să o facă. În primul rând, Stănculescu era responsabil de logistica armatei și nu era un ofițer care să fi dat ordin de tragere la soldații din Timișoara. Stănculescu este cel care l-a numit la putere pe Iliescu. După un timp, Chițac și Stănculescu sunt arestați, condamnați la 15 ani de închisoare, iar Iliescu nu știe nimic. Pardon. Spuneți. Cum vă explicați, de exemplu, că cele două dosare
atât în ceea ce privește Revoluția, cât și Mineriada, amândouă aflate în cercetarea procurorului Dan Voinea, au ajuns la 1.000.000 de hârtii, băgați de seamă, un dosar de 1.000.000 de coli de hârtie, dar nici până acum nu s-a judecat deloc. Ce vă spun asta? Adică Iliescu profită de Stănculescu și Chițac, pe urmă ei doi sunt închiși, Iliescu profită de imbecilul ăla de Miron Cosma, el face 18 ani de închisoare, iar Iliescu este pe cai mari, guru poporului român. Da, ăștia suntem. Nici măcar nu pot să-mi explic cum s-a format această atitudine unul față de altul sau față de ceea ce s-a gândit. Adică e aproape inexplicabilă atitudinea unuia față de altuia celor din piața universității. Mai mare bunăvoință de a trata pe cel care e alături de tine, n-am văzut și nu o să mai văd. Ca atitudine, probabil că majoritatea își dădeau seama că nu poate avea o finalitate. N-are ce să fie. Nu puteai răsturna guvernul care era, hai să zicem, ales. Nu? Însuși Roman, care a fost dat afară de Iliescu, de la guvernare, și l-a înlocuit cu Văcăroiul, mi se pare, care era mult mai adecuat celor ce aveau să întâmple decât Roma. Dar ca atitudine, încă o dată spun, nu știu cum s-a putut crea. Da. Ce credeți despre alegeri? Credeți că au fost într-adevăr falsificate? Sigur. Sigur! Și nu ușor. Adică era de necrezut că să iasă cu asemenea procentaj frontul Salvării Naționale, sau cum dracu se cheamă atunci. V-a părut măcar, nu știu, v-a părut vreodată rău că nu v-ați întors în zilele acelea în București? Nu mi-a părut rău, fiindcă, încă o dată vă spun, am fost în tot timpul conștient că nu poate avea o finalizare și că vorba aia cu o floare nu se face primăvară. Așa că a fost o perioadă fericite, să zicem, și s-a terminat, gata. Cinti, te rog să deschizi fereastra, dacă... Da. Ți-a legat și cum plată. Da. Eu am închis acolo că s-a auzit mașina, știi? Dar ce noroc aveți că e așa de cald. Da. Ai pus apă aici. Da. Asta și pânza aceea de acolo alcătuiesc umidificatorul. Am înțeles. Uite, pe care am pus și eu pe umidificator. Datorită bolii, sunt obligați să iau oxigen. 12 până la 15 ore pe zi și oxigenul usucă. Atunci sunt obligați să umblu cu tăvile alea cu apă și prosopul ăla cu umezeală. Da.
Și cum aveți de gând să faceți ceea ce vreți să faceți? Ne vrem să facem cât mai multe interviuri și să suprapunem foarte multe perspective, adică foarte multe, mă rog, ale tuturor celor implicați, cei care au fost bătuți, lineri, dacă o să putem și sperăm să putem vorbi, Iliescu, Cosmo, adică chiar am vrea să avem cât mai multe, ca să fie ceva, adică să nu reiasă că avem un parti pris sau că da, sigur, cumva să ne adevărat poziționăm pe o anumită perspectivă. Dar eu aș porni, încă o dată vă spun, eu aș porni de la presa vremii. Da. Adică, eu cred și vă sugerez să porniți de aici, fiindcă din citirea acestor materiale vă veți da seama de lacunele redării și întrebările pe care ar trebui să le puneți pentru iluminarea unor aspecte celor pe care îi veți interioa. Cred eu. Da. Pe noi ne interesează cumva să vedem raportarea fiecăruia cât mai, ca să zic așa, din perspectiva lui. Da, de acord, dar ca să știi treaba asta, sigur, trebuie să te documentezi. Sigur, sigur. O documentare nu se poate face decât din aparițiile vremii. Da. Cred eu. Da, da, da. E o treabă destul de dificilă. Nu știu, de exemplu, ce materiale au strâns în materie de mineriadă Radu Moraru de la B1 și gazetarul acela cu care face el emisiunile relativ la evenimentele din decembrie. Nu știu dacă acest gazetar nu a abordat și mineriadele. Nu știu. O să vedem, dar oricum în principiu ar trebui să găsească și România Liberă ar trebui să aibă arhiva. România Liberă are o arhivă super bună. Deci ei sigur au toate să aibă da. Dreptatea, cu dreptatea. Dreptatea nu știu că nu mai există. Dar cu siguranță că există în... Putem să încercăm la Academie. Adică la, părerea mea, și la BCU și la Biblioteca Centrală Universitară au toate ziarele. Deci ok. Adică dar care erau ziarele aservite puterii? Eu nu mi-aduc aminte decât de două. Dar erau și unele aservite puterii și lui Iliescu? O, nici vorbă. Sigur că da. Majoritatea. Nu mi-aduc aminte decât de Dreptatea și România Liberă. Ca fiind de dreapta. De dreapta, mă. Da, erau de stânga. Cam toate celelalte. Da. Normal. Sunt 20 de ani de atunci.